În 2023, obținerea documentului de călătorie nu mai este deloc complicată. Dacă știi ce acte sunt necesare pentru eliberarea pașaportului și plătești taxele, totul se poate rezolva foarte rapid. În plus, în prezent ai și opțiunea de programare online, evitând astfel timpul pierdut așteptând la coadă. Acte necesare pentru pașaport, cartea de identitate, cartea de identitate provizorie. În acest caz, aceasta trebuie însoțită de certificatul de naștere în original. Buletinul de identitate, toate aceste documente trebuie să fie în termen de valabilitate și în original. Chitanța care face dovada achitării contravalorii pașaportului sau dovada tranzacției editată pe suport de hârtie sau în format electronic. Dovada plății trebuie să conțină numărul tranzacției, datele persoanei pe numele căreia se solicită eliberarea documentului de călătorie, nume, prenume, CNP, suma achitată aferentă tipului de pașaport solicitat, pașaportul anterior, dacă acesta există. Ce taxe se plătesc pentru pașaport? Taxele pentru pașaport pot varia în funcție de tipul pașaportului, dar și de vârstă. Pașaportul simplu electronic, 258 de lei pentru persoanele cu vârstă peste 12 ani, 234 de lei pentru persoanele cu vârsta sub 12 ani. Pentru pașaportul simplu temporar se plătește o taxă unică, indiferent de vârstă, de 96 de lei. Taxele se achită la caseriile unităților CheckBank, precum și la stațiile de plată self-pay ale CheckBank. Pașaportul simplu electronic are o valabilitate de 10 ani în cazul persoanelor cu vârsta de peste 18 ani, de 5 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 12 și 18 ani și de doar 3 ani pentru copiii cu vârsta de până în 12 ani. Pașaportul simplu temporar are o valabilitate unică de doar 12 luni, iar eliberarea lui se face în termen de 15 zile lucrătoare.